Bună seara! Chindia a apărut din nou o echipă bine organizată, cu două nesincronizări, aș spune eu. Prima ocazie a lui Tahiri, cea cu capul, și golul lui Alibek. Da, e adevărat. Nu știu și eu, ca să caracterizez jocul de astăzi, cred că au fost două reprize total diferite. Cred că a fost prima repriză cu un plus pentru noi, în care n-am fost inspirați la finalizare, am avut câteva oportunități din bandă să ducem mingea în centru, la centrări, iar la fel n-am fost deloc atenți. Și o a doua repriză în care și cei intrat de pe bancă la CFR, adică jucătorii care au intrat de pe bancă, au făcut diferența. E adevărat, la faza golului am semne de întrebare, pentru că eu cred că inițial a fost un fault aproape de mijlocul terenului, un fault la Popadiuc. Deci cred că ar fi trebuit fluierat fault pentru noi și atunci poate nu se mai ajungea la acea fază în care, nu știu, noi am încercat, nu știu ce s-a întâmplat, să facem niște combinații între un fundaj lateral și atacant în careul nostru. Nu știu, n-am făcut niciodată chestia asta în antrenamente și nici nu o să o facem niciodată. Iar de acolo, cei jucătorii de la CFR atât au așteptat. O nesincronizare, o greșeală și s-a făcut diferența. Dar v-am zis, cred că în primul rând jucătorii care au intrat de pe margine au schimbat cursul jocului. Poate și noi, în momentul în care am primit gol, deja din punct de vedere al moralului, lucru care nu trebuia să se întâmple, am căzut puțin. Până la urmă, mă rog, este o înfrângere care nu ne convine, nu-mi convine. V-am zis, suntem totuși la început, mai facem unele greșeli, dar mă îngrijorează totuși evoluția unora dintre jucători care nu sunt la nivelul la care au fost în campionatul trecut. Sperăm să reglăm aceste probleme cât mai repede. E adevărat, am avut un program foarte greu și am întâlnit o echipă foarte bună. Așa, dacă stai la sfârșit să te gândești, CFR-ul era favorită astăzi. Adică o victorie cu 1-0, mă rog, nu știu, poate toți oamenii de fotbal se așteptau ca CFR să câștige astăzi, dar eu cred că puteam să producem surpriza. Din păcate, n-a fost astăzi ziua noastră. Se face diferența la diferența de valoare a jucătorilor, spunea și dumneavoastră. Cine a venit de pe bancă a adus un plus la CFR. Deci cred că s-a văzut acest lucru. Cred că s-a văzut și în joc, nu numai în ocaziile pe care și le-au creat în a doua repriză. Noi, de exemplu, nici nu mai știu, am avut o singură centrare din lateral la care Celea, dacă este mai atent, în 7-8 metri, poate reușește el să reia cu capul. Și a spus cuvântul și plusul de experiență pe care l-au jucătorii de la CFR. Dar tot atât de adevărat este că și noi am făcut niște greșeli la care nu mă așteptam și pe care sigur nu o să le mai facem în perioada următoare. Trebuie să vină și victoria, sunt trei etape, un singur punct, sunt convins că v-ați fi dorit mai mult. Mi-aș fi dorit mai mult, chiar dacă am avut acest program infernal, îmi doream mai mult și speram la mai mult. Din păcate n-a fost să fie. Campionatul e lung. Asta nu înseamnă că vom capota acum, după trei etape, după ce am jucat cu Rapid, vedeți și Rapidul unde este, după ce am jucat cu Sepsi și cu CFR. Unele din trei echipe dintre cele mai bune din campionat și o să vedeți asta pe parcursul campionatului. În continuare va trebui să abordăm cât se poate de pragmatic etapele pe care le mai avem, pentru că o să ne intereseze numai și numai punctele. E păcat că am rămas într-un timp foarte scurt cu o singură echipă în Europa. CFR va juca marți pentru play-off-ul Ligii Campionilor. E în turul 3 preliminar cu Iangos. Este păcat, ne doare pe toți. Chiar înainte de meci i-am felicitat și le-am urat succes în continuare, să dea Dumnezeu să ajungă în grupele Champions League, dacă se poate. Pentru că este echipa care ne-a reprezentat și în competițiile internaționale la cel mai înalt nivel, eu zic că de fiecare dată, chiar și atunci când au ieșit cu fruntea sus. Mulțumesc! Pentru puțin.